A avut loc inaugurarea oficială a noului laborator de conservare-restaurare din cadrul Muzeului Satului Bănățean Timișoara. Iată, clădirea este finalizată și este finalizată în condiții excepționale, inclusiv cu parcarea din față pe care o vedeți, amenajările din interior. Totul este pregătit pentru a doua fază. Sperăm din toată inima ca această a doua fază să fie aprobată și să fie finanțată. Deocamdată, ceea ce vedeți dumneavoastră aici este depozitul de tranzit și de carantină și zona de atelier, dar pe lângă atelier, mă rog, și o serie de alte camere speciale pentru angajați, dar și pentru public, pentru că aveam o problemă cu toaletele, de exemplu, cu oferirea astfel de servicii de igienizare în zonă, în muzeul, în curtea muzeului nostru, și am rezolvat măcar o parte din ele, oferind o soluție, iată, și în clădirea aceasta. Proiectul a fost finanțat de Ministerul Culturii prin intermediul Consiliului Județean Timiș și reprezintă o investiție importantă în infrastructura muzeului. Valoarea proiectului este de aproximativ 1 milion de euro. Toți știm din cadrul echipei Consiliului Județean că a fost investiția cu cel mai mare risc din toate cele investiții pe care le-am avut, pe care a trebuit să le durăm cu bani alocați la Ministerul Culturii. Au fost alocați 32 de milioane de lei pentru investiții în ceea ce privește infrastructura și achizițiile pentru dotarea subordonatului de cultură cu bani de la minister pentru sprijinul programului Capitală Culturală Europeană. Din cei 32 de milioane de lei am avut alocați aici 5 milioane de lei și termenul era 30 iunie de finalizare. Undeva în februarie s-a dat ordinul de începere a șantierului, deci am fost cu foarte mari emoții. Noul laborator va permite o conservare și restaurare eficientă a pieselor din patrimoniul muzeului și nu numai, contribuind semnificativ la protejarea și valorificarea acestor fragmente din istorie. Am început aici, fiind într-o zonă cu un bogat, bagaj al tradițiilor și al meșteșugului, să fac și icoana pe sticlă din Banat. Deja o am. Ce vorbim despre artă populară, crestătură în lemn, și vorbim despre o lingură. Lingură care are două părțile, partea materială, partea spirituală, și partea spirituală încercăm să transmitem și să spunem ceva despre tradiția noastră prin crestătura în lemn. De cât timp faceți asta? De mult. Se vede după albe. De mult facem asta și chiar sunt bucuros că pot să fac asta. Imobilul este alcătuit din zona logistică, depozit, atelier, spații tehnice, birouri și spații multifuncționale.